Care-i soluția? A venit timpul, Audrey. Oh my god. Apăsați și voi pe butonașul de like chiar în acest moment. E finalul. Frate, nu mă gândeam că o să fiu eu, Bendy. În jocul ăsta, ce se întâmplă? Salut și bine v-am găsit la un nou episod din noul Bendy. Din ce am înțeles, ăsta va fi ultimul episod, va fi finalul jocului. Așa că nu uitați să apăsați pe butonașul de like dacă vă place și dacă mai vreți astfel de jocuri pe canal. Mie mi-a plăcut foarte mult jocul acesta până în acest moment, dar sunt foarte curios să văd cum se va termina. Așa că stați aici până la finalul episodului dacă vreți să aflați și voi acest răspuns. Și hai să vedem, data trecută am rămas aici, ne-a dus cu trenul Wilson și am aflat faptul că Wilson controlează Keeperii, aceste creaturi făcute din cerneală. Iar aceste creaturi nu sunt chiar atât de prietenoase și... Înainte să continuăm, vreau să vă prezint un super laptop Lenovo Legion. Este echipat cu o placă video 3070 Ti și nu una normală, ci o variantă full TDP. Asta înseamnă că primești full performanță ca pe un desktop. În afară de placă video, avem și un procesor i7 generația 12, ce va face față la absolut orice. Este o adevărată bestie. Ce mi-a plăcut foarte mult e faptul că vine cu un software numit Lenovo Vantage, ceva ce te poate ajuta să-ți overclockezi acest laptop și să-l faci mai performant atunci când ai nevoie, dar nu numai, o să vedeți că poți să customizezi o grămadă de chestii, toate se fac prin o simplă apăsare de buton, ceea ce îți ușurează munca extrem, extrem de mult. Dacă, de exemplu, să zicem că nu mai vrei luminițe pe tastatură, da? Poți să zici așa frumos, ai dat pe off, gata, nu mai ai luminițe. Dar poate vrei altfel de luminițe, alte culori sau alt joc de culori. Este foarte simplu cu acest soft, pur și simplu te duci acolo și îți selectezi ce ai nevoie. Practic e ca un centru de comandă, poți să customizezi absolut orice, până și sunetul, după cum se poate observa, modifici basul și toate cele. Te duci aici la baterie să vezi care e trebușoara cu bateria ta, dacă e într-o condiție bună, temperatura la care e în momentul de față. Efectiv, orice ți-ai dori, ai în aceste setări. Are chiar și posibilitatea să vă setați macro-uri, chestie care o să fie foarte, foarte folositoare în anumite jocuri. Tastatura se simte excelent, travel-ul pe taste este exact cât trebuie, n-am avut nicio problemă nici cu touchpad-ul. Și hai să trecem puțin la jocuri, pentru că cred că foarte mulți dintre voi sunteți interesați de acest aspect. Bineînțeles, jocurile se mișcă absolut perfect, pentru că, după cum vă ziceam la începutul episodului, este vorba despre placă video 3070 Ti, Full TDP, adică nu e o placă de asta specială pentru laptopuri, este ceva performanță maximă și bineînțeles acel i7 de care vă vorbeam, generația 12, care va face față în orice joc, să fim serioși. GTA-ul n-a avut nicio problemă, dar bineînțeles sunt sigur că niciun joc în momentul de față lansat nu o să aibă nicio problemă cu această configurație. Poate să vă înlocuiască liniștit un desktop. Și bineînțeles că îl poți conecta la un monitor și să nu mai trebuiască să ai edita mai desktop-ul, știi, și să te joci de pe acela. Poți să ai laptopul ăsta care poate fi și portabil, poți să-l iei unde vrei, te întorci acasă, l-ai conectat la monitor și ai edita mai setup-ul de gaming doar dintr-un simplu laptop. Ceea ce, cu siguranță, pentru mine este mai șmecher decât să ai un desktop care stă acolo nemișcat. M-am jucat și puțin Hello Neighbor, m-am jucat și puțin Among Us. Am știut că Among Us nu este un joc foarte intensiv, dar am zis totuși că vreau să fiu un impostor puțin așa să vă arăt cum se comportă jocul Among Us. Și ați văzut că am făcut și un kill aici. A fost ce trebuie. Dacă vreți să aflați mai multe informații despre acest laptop, aveți un link în descriere. Vă invit să intrați acolo și să aflați toate detaliile și dacă vreți puteți să vi-l și cumpărați, bineînțeles. Și noi ne întoarcem la episodul nostru obișnuit. Le mulțumesc celor de la Lenovo pentru această colaborare. Hai să ne întoarcem. Din ce am înțeles, Wilson are nevoie de ajutorul nostru, dar nu știm exact de ce. Așa că, da, hai să vedem despre ce e vorba și ce putem să aflăm. O să mai găsim pe aici diferite chestii. Aș vrea să colectez cât pot eu de mult din obiectele ce ne-am mai rămas. Dar, ok, deci ăștia îi prind pe ăia alți, care ne-au făcut probleme până acum. Celelalte creaturi de cerneală. Ok, ce mai avem pe aici? Nu mai avem nimic. Iată-l și pe Wilson. Ok. Vorbește de Bendy. Că Bendy e o problemă în lumea asta, aparent. Ok. Te minte, Audrey. Nu e adevărat ce zice. Pe cine să credem? Pe Bendy? Sau pe Wilson? Nu, nu, n-a fost nimic. Nu vrea să-i zică de Wilson. N-are încredere în el. Nici eu n-aș avea încredere în el. Ne oprim aici un moment. Nu o să dureze mult.
Ok. Ok, trebuie să stăm undeva... A, aici trebuie să stăm, ok. Bă, ne-a băgat într-un tub, ce e asta? Pe bune? Vrea careva să se bată cu mine? Vrei tu? A, nu, chiar trebuie să las arma aici, din păcate. Vedeți, totul e desenat în lumea asta. Absolut totul. Gata, calmează-te. Nu mai am nimic la mine, ok? Gata, putem să trecem mai departe. Chiar m-a pus să-mi iau asta înapoi? Da, nu mă lasă. Wilson. Deci, el e împotriva lui Bendy, tipul ăsta. Și el zice că Bendy ar fi capul răutăților. Ok. Deci nu poate să treacă Bendy pe aici. Este un loc sigur. Ce-i drept? Bendy se lua și de noi. Și acum că am aflat că el e de fapt demonul de cerneală, mă face să pun niște întrebări. N-am încredere în Wilson deloc, pentru că el ne-a băgat în lumea asta. Hai măcar să-l ascultăm, să vedem care-i treaba. Ce-a făcut un fel de hotel aici? Și-a făcut un tablou în care se bate cu Bendy? Asta e ridicol. Ia. Și acum, dragă, dacă mă scuzi, am o grămadă de pregătit. Vorbim mai târziu, îți promit. Cred că ești foarte obosită. Te odihnești puțin. Betty îți va arăta unde e camera ta. Da, e efectiv un hotel. Are un hotel Wilson aici. Dar tu nu l-ai omorât niciodată pe Bendy. Nu. E prea puternic să fie distrus de către mine. Așa că l-am blocat undeva. Și l-am blocat într-o formă diferită. O formă mai mică. Ceva mai drăguț. Era o închisoare care îi se potrivea. Dar a găsit o metodă să scape. Deci Bendy, partea aia drăguța lui, e de fapt ceva de fațadă. Pentru că el arată ca un demon. Ok, ok, înțeleg. Încă o chestie. Dacă ai nevoie de ajutorul meu, de ce n-ai întrebat direct? M-ai fi crezut dacă ți-aș fi zis toate astea? Mă, ce-i drept? N-aș fi crezut. Ok, pe aici? Da, sincer să fiu, dacă ți-ar zice cineva că e o lume desenată în care există un demon de cerneală și toate astea, ai zice, bă, nu cred. Bă, n-arată rău, ce să zic acum? Adică e chiar ok. În afară de faptul că e desenată toată și că suntem într-o lume desenată, care tehnic vorbind nu e chiar adevărată, dar să zicem. Ok. Și ce fac acum? Asta e camera mea, pot să fac ce vreau eu, nu? Ok, mi-a dat și o carte aici să citesc. M-am culcat și când m-am trezit... Unde suntem aici? Care-i faza? Sunt creaturi de-asta de cerneală. E Alice, dar e o variantă ei ciudată. Ok, nu mă așteptam să vină asta, sincer. Nu știu dacă e un coșmar sau nu. Dar nu cred că e coșmar. Cred că e adevărat. Trimisă de sus. Ok. Ce vrei? Alice Angel? Ce zici de un joc? Ghicitori, nu-mi plac ghicitorile. Nu-mi plac ghicitorile, na, ce să faci? Nu. Exact. Asta vreau și să răspund. Iată cum facem. În spatele tău e ușa pentru a scăpa de aici. Dar dacă faci puzzle-ul meu, se va deschide. Dacă nu, nu. Dacă greșești, te voi face praf. Hai să începem. Ok. Văd că pot să vorbesc cu ăștia. Deci asta e ușa de ieșire, da? Ok. Doamne, dar nu-mi plac ghicitorile deloc. Și acum trebuie să ghicesc la care din ăștia e sau care-i faza?
Ok. Urcă pe scara asta. Hmm? Ah, uite-mă că de aici trebuie să alegi. Ok, deci în funcție de ce ți-au zis ei, trebuie să selectezi chestiile astea. Gata, m-am prins. Hai să tragem de manetă, să vedem dacă a fost corect. A? Bă, bă, că a dispărut de acolo și îmi zice că ar trebui să cobor. Ok. Facem progres. Asta e tot ce contează. Ia. Mă pun eu aici. A, e locul meu. Ok. Hai că-ți dau drumul, te eliberez. A, bă, nu ne-a trădat ce-i drept. Ne-a deschis ușa. Doar că i-a făcut praf pe ăștia. A, da. Alice pe care o știam eu nu era rea. Te văd acolo. Păi să fii sănătoasă. Să fii sănătoasă. Eu asta zic. Nu prea mă interesează. A, ok. Așa mai vii de acasă. Măcar să ne putem apăra și noi. Dacă e vorba de ceva. Oh my god. Bă, dar n-avem puterile. N-avem puterile. Asta e un pic super nasol. Vreau să folosesc puterea aia de teleportare, dar ce să mai folosesc, că n-aveam puterile deloc. Am de upgrade vreun pic? Nu, no, uite, mai trebuie o grămadă ca să fac un upgrade. Trebuie să cauți o grămadă de prin sertare și pe toate chestiile astea dacă vrei să faci upgrade-uri multe. Asta e faza cu jocul. Și, din păcate, n-am căutat atât de mult. Asta era Alice pe care o știam noi. Dar, da. Sent from above. Trimisă de sus, din ceruri. Mamă! Trage cu mitraliera după noi. Nimeni nu se pune cu îngerul. Asta o să te doară. Ok, vreau să știu unde este Alice cea adevărată, nu asta. Ceva e în regulă cu varianta asta de Alice. Ok, trage oriunde sunt eu, da? Wow, 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 wow. Ok, deci doar așa o să ne putem o să putem călători pe aici. Doar cu puterea de teleportare altă soluție n-ai. O să tragă imediat ce te vede. Deci putem să deschidem ăsta, că avem curent deja. Te vezi de ce mi l-am pregătit? E folositor. Dă-i de aici. Și sper că nu vine încoace. O aud acolo, dar... Bă, mă nimerește de acolo? Nu cred, n-are nicio șansă. Ok, aici o să ne facem un upgrade. Asta e perfect. Când găsești de-astea de cerneală, o să faci upgrade-uri cu ele. Așa, și dacă ați ajuns până aici la episod și nu ați apăsat încă pe butonașul de like, apăsați-l chiar în acest moment. Să ne mărim... Hai să mărim HP-ul mai degrabă. Să nu murim atât de... Atât de rapid, știi? Abilitatea, da, e folositoare, dar cred că mai degrabă punem în HP. Ok, nu mai arată dacă mi s-a încărcat abilitatea sau nu, dar încă am abilitatea. Un pic ciudată chestia asta, dar să zicem. Și uite, aveam nevoie de chestia asta aici. Ok, a doua manetă de acest gen. Se deschide ușa asta. E ușa de jos? Ba, a început să tragă și a revenit. Ok, te calmezi. Banish. Să-i dăm bani de pe server. Mă, te strecuri în spatele ei, nu? Asta se referă jocul. Te strecuri așa. Bine, e băguită pentru noi în momentul de față, dar... Să zicem. Să zicem. Stai cu minte. Oh-oh. Se pare că e mai puternică decât credeam. Na! Na! Dacă am picat și noi. Ce să mai zic? Oh-oh. Oh-oh. Și nu prea avem nimic să o batem. Se lasă cortina. Oh-oh. Mama, a rupt-o! E Alice adevărata! Fața mea! Tu ai fața mea! E fața noastră. What? Beautiful.
E frumoasă. Nu înțeleg care-i faza. Mereu a fost. De ce sunt două variante? De ce pare că am mai făcut asta odată? Alice, îți mulțumesc că m-ai ajutat. Wow, nu-mi vine să cred. Audrey, meet Tom. Tom, he's my protector. El e protectorul meu. You both got here just in time. Ați ajuns la timp aici. Acum înțeleg de ce nu-ți place să se zică Alice. Mașinăria a creat și o variantă de genul ăsta mai rea. Dar înăuntru toți suntem diferiți. De acum nu o să-ți mai zic Alice. Nu semeni cu Alice. La ce te gândești? Ce îi spune? Allison. Nu e rău? Ok. Încercăm așa. Doar dacă poți să-mi spui ce faci la Wilson. Am uitat să spun. Trebuie să mă întorc repede. Cei de la Wilson sunt inamici. Ai vorbit cu el? De unde știi? Am văzut ce a făcut cu închisoarea. E de ajuns pentru mine să-l distrugă pe Bendy. Cred că ne poate ajuta pe toți. Doar trebuie să mă duc să ascult ce are de zis. Dacă ai dreptate, o să aveți nevoie de tot ajutorul nostru. Demonul de cerneală nu o să fie distrus cu una, cu două. O să adunăm toți prietenii noștri. Mult noroc, Audrey. Și tu, Allison. O să iau asta? Iau asta ce? A, a luat iarmă. Ok. Lă, ce tare! Nu-mi vine să cred că e și el aici. What? Nu știu, deci... Pentru toți fanii jocului original... Ăsta este jocul perfect. Avem nevoie de chestia asta. Dar trebuie reparată, e stricată. De aici e cine trebuie. Asta e chestia de trebuie să învârți la muzicuță. Dar ne mai trebuie încă ceva. Ia să vedem. Find the dancing figure. E un fel de balerină care dansează acolo. Păi bine mă, nene, dar asta unde ar trebui să fie oare? Să bunesc că nu e tot aici. Avem și de ăștia care patrulează între timp. Da, nu e chiar atât de plăcută zona asta. Aici avem doar de ascuns. Da, te poți ascunde dacă e ceva, dar pe mine nu asta mă interesează. Mă interesează unde este acel dancing figure. El o să se întoarcă, așa că o să mă ascund aici până una alta. Am găsit aici și partea asta. Bineînțeles că e Alice și acum trebuie să reparăm music box-ul ăla. Dacă ar fi ceva ce, să zic că nu-mi place la jocul ăsta, e faptul că are foarte multe quest-uri de acest gen. Îți dă o chestie acolo, dar știi ce? Nu funcționează sau n-ai cum să avansezi mai departe decât dacă găsești alte 10 chestii și stai să le cauți, efectiv caut vreo jumătate de oră, două chestii. Și e puțin enervantă treaba asta. Veți vedea că sunt foarte multe cut-uri pe episod și ăsta e motivul pentru că sunt efectiv foarte plictisitoare toate drumurile astea. Dar da, dacă ar fi o chestie pe care să zic că vă aș schimba-o la acest joc, ar fi chestiile astea. Dar în rest chiar mi-a plăcut până în acest moment. Să vedem și mai departe. Trebuie să punem muzicuța aici. Ok. Și asta ar trebui să facă o distragere de acolo, o diversiune. Să-i scoată pe aia de acolo și să putem noi să trecem, da? Ia, au zis, băieți, ce acolo? E ceva acolo, ia duceți-vă și vedeți. Asta e ca în desene. Efectiv. Dar bine, de fapt, da, chiar sunt desene. Dacă e să o luăm așa, tacticile ce s-ar aplica într-un desen animat, se aplică și aici. Iar noi, să încercăm să fugim de aici cât mai putem. Dă-i cu fuga. Dă-i cu fuga. Eu nu mai vreau să stau aici nici măcar o secundă. Sunt curios dacă chiar o să putem să scăpăm de aici. Ce să ieșim din lumea asta ciudată. Eu uite unde eram, de fapt. Ne-am întors aici, la hotel. Iată-te. O, Doamne. Wilson te așteaptă. Când ești pregătită. Dar mai întâi. Mă poți ajuta cu ceva.
În mod normal, n-aș întreba un invitat, dar cu toate ce se întâmplă, nu pot să mă descurc cu toate. Te duci până la piață, îmi găsești ingredientele. Nu prea mai avem la bucătărie. Ok. Te duci cu trenul și faci jos de ele. Sigur, cum să nu? Head to the farmer's market. Ok, hai să mergem cu trenul și să facem cumpărături, bănuiesc. Mă gândeam că asta o să se întâmple în jocul ăsta. Oricum, după cum v-am zis, e cu mult mai avansat față de Bendy-ul pe care îl știam. Nu e aceeași chestie. Nu e open world, dar îți dă oarecare senzație că lumea e mult mai mare față de ce era înainte. Înainte erai doar pe niște coridoare și atât tot. Pe când aici ai și orașul, multe, multe alte chestii. Ok. Opa. Cred că am ajuns în oraș. Da. Suntem din nou în oraș. Ia uitați-vă ce frumos e. Asta cred că sunt, nu? Când face autosave, deci bănuiesc că bring Betty her ingredients. Bun, deci trebuie să ne întoarcem înapoi. Poftim. Ok. Aș vrea să te pot ajuta și pe tine cu ceva. Am văzut ceva în fântână ieri. Nu știu ce e, dar poți să ai tu chestia asta dacă vrei. Te așteaptă Wilson, să știi. În fântână, e ceva în fântână? Ce e asta? E o cană crăpată, mulțumesc, e superbă, ce pot să zic. Nu știu ce face Wilson aici, dar cei drept a descoperit o metodă să îi anuleze puterile lui Bendy. De asta nici nu poate ca Bendy să mai treacă pe aici. Chestia asta, soluția asta, nu știu ce-o fi, dar funcționează. Practic sunt culorile. Dacă vă uitați, nu prea sunt culori în lumea asta. Totul e așa, galben cu negru. Și aici, dintr-o dată, avem culori. Interesant. Asta să fie soluția? Audrey. Ai reușit. Vino înăuntru. Avem multe de discutat, ok? Să fii sigură că ești pregătită. Nu te mai poți întoarce de aici. Până nu ne terminăm misiunea. A, se referă că dacă vrei să mai colectezi chestii, probabil ăsta e finalul sau ceva. Habar n-am. Îți mulțumesc că ai venit tot drumul ăsta. Ok. Am lucrat de câteva luni bune la ceva special care îl poate distruge. Să punem pe altcineva în locul lui. Un cineva mai puternic și pe care îl putem controla. Împreună putem să lansăm arma noastră supremă. Vino. Hai să-ți arăt creația. What? Nu e superb? Ce? Ok, sunt foarte confuz. Ăsta s-ar bate cu Bendy sau ce? Și vom avea pace. Pare riscant. Cum îl controlăm? Să nu facem aceeași greșeală ca Joey. Totul trebuie să fie perfect. Designul perfect. Ok. Wow! Ce? Iată, asta e misiunea ta, Audrey. De asta ești aici. Sufletul tău va intra în noul demon. What? Stai departe de mine. Vino, Audrey. Știai, de fapt, în sinea ta că ăsta e singura metodă de a-l opri. Cream că zici că vrei să salvezi tatăl. Să facem totul cum era înainte. Te-am mințit. Aha. A trăit în umbra tatălui lui. Este timpul ca el să facă ceva acum. Pe bune, frate? Și cum ai să mă oprești? Să nu fug de aici. Dar acum,
Mulțumită ție. Eu pot să-l distrug. Care semnalul și n-avem puterile, nu putem să facem nimic. Oh, nu. Și nici nu poate Bendy să vină aici. Oh, nu. Oh, nu. Ne bagă acolo în chestiile alea sau ce? Oh my god. Ok, nu prea avem putere contra lui. Nu de data asta. Bine, împinge-l pe el. Aia zic. Ok, subject accepted. L-a acceptat pe el. Ok, deci Wilson nu mai e. Ce facem noi în momentul de față? Cum mai scăpăm noi? Că ăsta era tot planul, gen. Te-ai născut din umbră. Asta e mașinăria de cerneală? What? Ei, n-avem voie acolo. Ce este? Ia să vedem. Se întâmplă ceva. Nu știu dacă e de bine sau de rău. Ok, deci astea sunt chestiile astea colorate care... Wow! Ce se întâmplă? Ce-i asta? Ce-i asta, frate? Ce-i creatura asta? Arată ca o maimuță, care e și crab și păian gen și mai multe chestii în același timp. Și aruncă după mine cu chestia aia. Stai că am văzut ceva, că s-a uitat într-o parte. Require, deci trebuie să-mi încarc ăsta de aici. Ok, s-a încărcat. Și acum îl bagi aici. Corect? S-a uitat caracterul o secundă în partea aia. Ok, acum bagi iarăși și încarci. Mă gândeam eu că chestiile astea trebuie să poată să încarci ceva. Aia zic, perfect băiete. Perfect, perfect, bravo. Acum să ne mai dă niște de ăștia, probabil. Sau poate nu. Hai, poate avem noroc. Am încărcat ăsta din nou. Hai, dă-i aici cu cărligul ăla. Aici, aici, aici. Așa. Bravo, 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 bravo. Wow. Stai că-l cam face praf, dar mă fac și ăștia praf pe mine. Trebuie să ne și apărăm în același timp. Oh, am puterile, cred că. Da, chiar le am. Ce facem asta? Bună ziua? Aoleu. Ce facem asta? Ah, uite aici trebuie să-i dai. Ăla-l controlează din mijloc de acolo? Ăla-i Wilson? Ăsta trebuia să fie creația aia? Demonul? Eu acum m-am prins. Nu arată deloc, sincer să fiu. Dar da, ăla cred că e Wilson de acolo. Și ăsta am fi fost noi. Doamne, ce vrea să creeze. Nu vine să cred ce vrea el să creeze de fapt și de drept. Să-i dau eu cât pot eu de mult. Și acum... Da, uite-l pe Wilson. Ce faci, Wilson, băiete? Ai avut și zile mai bune. Gata. Wilson... Până aici ți-a fost. Până aici ți-a fost și ție, maimuță sau ce-o-i fi tu. Ha? Sau? Ce facem asta? A venit Bendy! Bendy ne ajută! Pentru că am dezactivat chestiile alea. Bendy! Nu te cred. Ce-i face? Care-i soluția? A venit timpul, Audrey. Oh my god. Apăsați și voi pe butonașul de like chiar în acest moment. N-ai niciun rost aici. Existența ta nu are ce să caute aici. Și a fost o minciună. Ești o greșeală. Un monstru. Eu sunt monstru sau tu? Bendy. Ca și mine. Ah, ok, măcar recunoști. Măcar a recunoscut. Dar eu o să te fac puternică. What? Ne ajută sau ce? A venit momentul.
What? Bă, nemănâncă, ce se întâmplă? Sunt un pic confuz, ce s-a întâmplat? Suntem unul. Fica lui Drew și puterea demonului Bendy. What? Eu sunt Bendy în momentul de față. M-am transformat în el. Uitați-vă mâinile lui cum arată. Ok, asta e foarte straniu. Extrem, extrem de straniu. Ai mereu de ales. Știu că ești înăuntru acolo, Audrey. În spatele feței malefice. Undeva acolo e fata mea. Audrey-a mea. Creația mea cea mai puternică. Mi-e frică. Nu știu ce se întâmplă de fapt. Nu te definește trecutul tău. În final, după toți anii ăștia, Joey Drew a reușit. A creat viață. Dar Audrey, ești mai mult decât atât. Tu erai familia lui. Erai fica lui. Fica mea. Și te-am iubit foarte mult. Taci din gură, zice demonul de cerneală. Adu-ți aminte, Audrey, cine ești cu adevărat. Adu-ți aminte. Oh my god. Bine, ce-i drept, el a creat toată lumea asta. Adică nu, n-ar trebui să plângem după el. Știu că ești acolo înăuntru. Nu trebuie să mai fii așa, să știi. Nu e niciodată prea târziu. Ține minte asta. The end, finalul! Finalul! Nu! N-am avut control. Aici Bendy a acționat. Uite, finalul e pe jos. Putem cumva să luăm, să preluăm controlul lui? Ar fi perfect. Ce crezi că faci? Finalul. Pornim de la zero. Ce? Asta. E finalul. Oh my god. Oh my god. Frate, nu mă gândeam că o să fiu eu, Bendy, în jocul ăsta. What? Ce se întâmplă? Doamne, uitați-vă cum arată. Deci doar uitați-vă cum arată. Ce dinți are. Bă, chiar noi suntem. Efectiv, eu trebuie să trec pe aici, prin ușile astea. Ia uitați-vă. Suntem extrem de puternici. N-au ăștia ce să ne facă. Plecați-mă de aici, mă, că vă puneți cu Bendy aici. Vă știți cine-i Bendy? E demonul de cerneală. N-aveți ce să-i faceți. Efectiv, nu-mi dau damage. N-au treabă. N-au cum să-mi dea damage. Sunt prea puternic. Trebuie să punem filmul, să facem ending-ul, ca să se încheie totul. Ok, hai să vedem dacă reușim să facem chestia asta. N-are rost să mă opresc să mă bat cu ăștia, că ăștia o să se spuneze la infinit. Nu ai cum să ai o victorie aici. Și vei muri. No, Bendy, nu facem asta. A venit Alice să ne ajute. Dar chiar dacă nu ne ajuta, adică erau atâția de mulți și n-au ce să ne facă. Ești tu acolo, Audrey? Du-te. Te ajut eu să treci. Haide. Ok. Aolo, cine e ăsta? Stai așa că a venit unul care s-ar putea să ne pună puține probleme. Ah! Nu ne pune probleme! E de-al nostru! Ok. Hai. Ok. Nu putem să facem nimic aici, doar trebuie să ne apărăm. Bănuiesc că dacă o să vină foarte, foarte mult la un moment dat, te poate doboră. Dar gen... trebuie să fugim. Atâta tot. Băi, e unul care se teleportează. Cred că e tot de-al nostru. E ăla care ne-a dat puterea de teleportare în primul rând. Da. Nici o problemă. Ok, aici trebuie să mai dăm puțin. Să ne batem cu ăștia. Ok, nu mă așteptam să fie finalul atât de interesant. Dar, da. Chiar e.
Ok, lăsați-mă să trec. Pe el îl cheamă Tom în jocul ăsta, dar de fapt numele lui în jocurile celelalte era Boris, parcă? Ceva de genul ăsta. Corect? Sau mă înșel eu? Nu știu, nu m-am mișcat de mult jocurile cu Bendy, dar parcă așa țin minte că se numea Boris. Ok. Dar aici în jocul ăsta i-a zis Tom. Așa. Nici o problemă. Ne descurcăm de minune. Singura problemă e că mai avem ușile astea de trecut. A venit Henry să ne ajute. Haide. Henry care era la închisoare, ne-am întâlnit cu el. Henry care, până la urmă, pentru el l-a construit lumea asta. Joey, dacă țineți minte. Ca să-l bage pe el la închisoare în lumea asta. Dar nu se aștepta Joey Drew niciodată la ce s-a întâmplat cu adevărat. Ok. Ah, uite, the end. Finalul. Gata, pune caseta. Caseta, pune filmul. Mai sta, pune-l direct. Dă-i play. Aia zic. Ok. Gat. S-a dus Bendy al nostru. Pa, Bendy. Asta ar fi trebuit să-l distrugă total pe Bendy. Și cred că pe toate creaturile alea ciudate. Efectiv, odată cu Bendy s-au dus toate. Asta cred eu. Tatăl meu mi-a spus. Doar pentru că te-ai născut în întuneric. Nu înseamnă că aparții întunericului. Ai mereu o cale de a alege. Și aici, de unde a pornit totul, am de ales. Lumea tatălui meu de desene era acum a mea. Să o protejez. Eu pot să-i ajut pe cei dinăuntru. Iar pentru mine, eu sunt prima de acest fel. Deci, practic, a fost formată din cerneală, dar în viața reală. Interesant. Ce urmează? Bendy? În viața reală? What? Bendy în viața reală? Ce se va întâmpla? Ce va urma? Pentru că... Bine, l-a adus doar pe cel drăguț, ca să ne înțelegem. L-a adus doar pe cel drăguț. Wow! Wow, frate. Deci jocul ăsta a fost excelent. Mi-a plăcut foarte mult. Stai că mai e ceva după credite. Ce e asta? Era ceva. Era Joey poate cu fica lui? Opa. Ce se întâmplă? Cred că a luat toate lucrurile de acolo și a luat o decizie gen să nu mai facă desene sau... Asta am înțeles eu de aici. Puteți să-mi scrieți și voi în comentarii ce părere ați avut. Dar da, ăsta a fost jocul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonajul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!